Nicolae Păun, reprezentantul Asociației Romilor din România și un om care a îndeplinit de multe ori mandate parlamentare, remarcă pe bună dreptate faptul că, din punctul de vedere al comunităților de romi, recensământul nu a fost dus până la capăt. Institutul Național de Prognoză a evitat să intre în comunitățile de romi, deși a fost solicitat în acest sens și s-a acordat, s-a garantat sprijinul de către Asociația Romilor. Este păcat să nu avem un recensământ complet, este păcat să nu știm câți romi sunt cu exactitate în România și, în consecință, domnul Nicolae Păun intentează un proces. INSE-ului pentru ca să fie completat anul care vine acest recensământ și cu cel al romilor din România.